Chemarea monstrului de Patrick Ness Capitolul 27 La ce ești bun? Connor, eu merg înapoi la spital, zise bunica, oprind în fața casei. Nu îmi place să o las așa. De ce anume ai nevoie de așa important? Am ceva de făcut, zise Connor privind spre casa în care își petrecuse întreaga viață părea goală și străină, deși nu trecuse mult timp de când plecase de acolo. Realiză că probabil nu va mai fi niciodată casa lui. Mă întorc într-o oră să te iau. O sulăm cina la spital. Conner nu asculta. Închidea deja portiera în momentul în care ea rostea cuvintele astea. O oră! strigă bunica după el, glasul ei răzbind prin ușa închisă. O să-ți dorești să fi fost acolo în seara asta!" Connor urcă treptele din fața casei. Connor! strigă bunica în urma lui. Dar el nu privi înapoi. Abia dacă o auzi cum întoarse mașina și demarează, pornind iar spre spital. Înăuntru mirosea praf și a stătut. Nu se obosi nici măcar să închidă ușa în urma lui. Traversă bucătăria și se duse direct la fereastră. Văzu biserica profilată pe cer, apoi arborele de tisă stând de gardă lângă cimitir. Connor se duse în grădina din spate. Se urcă pe măsuza de pe pajiște, la care mama lui obișnuia vara să bea pims, și apoi sări peste gardul din spatele curții. Nu mai făcuse asta de când era foarte mic, de mult, pe vremea când cel care îl pedepsea pentru asta era tatăl lui. Era o ruptură în gardul din sârma ghimpată, de lângă calea ferată și se strecură pe acolo, rupându-și tricoul. Dar nu băgă de seama asta. Traversă șinele, asigurându-se vag că nu trece niciun tren. Se cățără pe alt gard și se trezia apoi la poalele dealului, care ducea spre biserică. Sări peste zidul îngust care înconjura perimetrul și urcă printre pietrele de mormânt fără să piardă nicio clipă din ochi arborele, care în tot acest timp rămase doar un copac. Conor începu să alerge. Trezește-te! strigă el înainte de a ajunge lângă copac. Trezește-te! Ajunse lângă trunchi și începu să-l lovească. Am zis să te trezești! Nu-mi pasă ce oră este! Lovi din nou și mai tare și încă o dată. Și apoi copacul se feri de lovitura lui atât de repede încât Connor își pierdu echilibrul și căzu. O să te rănești singur dacă nu încetezi să faci asta, zise monstrul ridicându-se amenințător deasupra lui. N-a funcționat! Ai zis că arburile de tisă o să o vindece, dar n-a fost așa, strigă Connor ridicându-se în picioare. Am spus că, dacă poate fi vindecată, atunci arburile de tisou va vindeca. Se pare că nu poate fi vindecată. Conner simțit cum furia îi strânge și mai tare pieptul, inima bătându-i puternic. Atacă picioarele monstrului, lovind trunchiul cu mâinile, provocându-și vânătăi care apăreau aproape instantaneu. Vindeco! Trebuie să o vindeci! Conor. La ce ești bun dacă nu poți să o vindeci? Strigă Conor izbind în continuare scoarța copacului. Doar să-mi spui povești stupide, să-mi faci necazuri și să se uite toți la mine de parcă aș avea vreo boală. Se opri doar când monstrul întinse mâna și îl ridică în aer. Tu ești cel care m-a chemat, Cameron O'Malley zise el privindu-l cu seriozitate în ochi. Tu ești cel care are răspunsurile la aceste întrebări. Dacă eu te-am chemat, zise Conner cu fața roșie, plină de lacrimile care își roiau furioase pe obraj, atunci te-am chemat ca să o salvezi, ca să o vindeci. Se auzi un foșnet în frunzișul monstrului, de parcă o adiere de vânt le mișca într-un oftat prelung și încet nu am venit să o vindec pe ea. Am venit să te vindec pe tine. Pe mine? Se miră Connor oprindu-se din zvârcolit în mâna monstrului. Eu nu am nevoie de vindecare. Mama mea e cea care... Dar nu putu să termine propoziția. Nici măcar acum nu putea rosti cuvintele. Chiar dacă avuseseră discuția, chiar dacă știuse de la bun început. Pentru că da, evident că știuse. Evident că da. Indiferent cât de mult își dorise să creadă că nu era adevărat, evident că știuse. Dar chiar și așa, nu putea să o spună. Nu putea spune că este pe... Încă plângea furios și se chinuia să respire. Se simțea de parcă cineva îl despicase în două, de parcă tot corpul îi se dezmembra. Se uită iar spre monstru. Ajută-mă, zise el încetișor. A venit vremea celei de-a patra povești, zise monstrul. Connor lăsă să-i scape un strigăt de furie. Nu, nu asta am vrut să spun. Sunt lucruri mai importante care se întâmplă acum. Da, așa e. Își deschise mâna rămasă liberă. Ceața îi înconjură din nou și din nou se afla în mijlocul coșmarului.